Salutare tuturor, sunt astăzi alături de Olimpiu Moruțan, mijlocașul celor de la FC Botoșani și vom face astăzi trei provocări bazate pe fotbal. Prima provocare va fi call-out penalties. Am aici o întrebare, Olimpiu o va citi, iar dacă știe răspunsul va decide dacă eu șutez primul sau va șuta el. Poți să o citești cu voce tare, te rog? Colgate României de sezonul trecut. Poți să-mi spui cine a fost? Lucac, da. Romniei? Nu. Lulacu? Lulacu. L-am și uitat. Ok, deci eu am ghicit. Așa că... Dai tu. Stânga, portarul în jos. Scăriță. Stânga portarului jos. Stânga portarului sus. Olimpiu, prin ultimele tale evoluții, ai arătat că ești un fotbalist foarte bun și ești dorit de foarte multe echipe. Care este poziția ta în acest moment? Da, am observat că multe echipe mă vor, dar trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să rămân la FC Botoșani să prindem play-off. Dreapta portarului jos. Deapta portarului jos. O să mă duc pe mijloc și încerc o scăriță. N-au fost. N-a ieșit scărița, dar a fost pe mijloc. Stânga portarului sus. Dreapta portarului sus, ultimul loc rămas. Apără ca sire. Câte goluri ai marcat în acest sezon? În acest sezon am marcat 2 goluri pentru echipa de club și 2 pentru echipa națională Under 19. Ok. Câte selecții ai la echipa națională de tineret? 3. Corect. Împotriva care echipă ai debutat la FC Botoșani? Pandurii Târgu Jiu. Corect. În câte meciuri ai jucat în acest sezon în Liga 1? 18. Nu? 19. Corect. Pentru echipa națională ai dat un asist. Împotriva care echipă ai jucat respectivul meci? Liechtenstein. Corect. Pentru a doua provocare, ce constă în voleuri și demivoleuri, eu vă cit întrebarea și voi decide cine merge primul. Numește o țară cu peste 1 miliard de locuitori. Ba, ce grea e. India și China. Da,
Cred că dau eu primul. Frumos! Haide, care este primul meci pe care l-ai văzut la stadion? Primul meci pe care l-am văzut la stadion l-am văzut în 2008, era Universitatea Cluj cu Arad. Măi! Ultima încercare. În ce meci ai fost eliminat sezonul acesta? Pentru cumul de cartonașe. Echipa Concordia Chiajna. Corect. În câte meciuri ai fost integralist în acest 4 sezon? 4 meciuri sau 5. Nu, în acest sezon. 6. Mai multe. 7. Mai multe. 8. Mai multe. 10. Mai mult. 11. Corect. Câte asisturi ai în Liga 1? 4. Corect. Wow! Acum va citi a treia întrebare. Citește-o cu facetare, te rog. Ultimul câștigător al balonului de aur înainte de Messi și Ronaldo. Știi? Corect. Așa e, nu? Fie tata fotbalul. A treia provocare constă în exerciții de finalizare. Unul dintre noi va arunca mingea din spate, iar celălalt va încerca să o marcheze. Dai tu primul sau dai eu? E bine, 1-0 la Olimpiu. Bine, tata, da, fotbalul. E bine, 1-0 la Olimpiu. Fac de asta că mai mult. Wow. Am avut noroc la asta. Care este superstiția ta înainte de meci? Sau ai vreuna? Da, am una. Când intru pe teren vreau să intru cu piciorul drept. Shut up.
Încă una, nu? Bravo, Cobra! Aaaa, frumos! Aaaa, frumos! Te rog frumos să-mi spui care este dream team-ul tău. Începem cu portarul pe care îmi place, de care îmi place foarte mult de el, Casillas. Corect, ok. Fundaș dreapta, Daniel Veș. Da. Fundaș central, Thiago Silva cu David Luiz. Da. Fundaș stânga, Marcelo. Ok. Toți brazilieni. Da. Sunt foarte buni băieți. La mijloc îmi place de Xavi Alonso, Mascherano și Iniesta. Da. Și în atac Ronaldo, da. Messi și Neymar. Da. Se pare că am câștigat a treia provocare și la modul general, sincer nu mă așteptam. Îi mulțumesc frumos lui Olimpiu. Mersi mult. Vă rog frumos să vă abonați, dați un like și un share, pentru că toți cei care vor da share vor avea numele trecut la finalul filmulețului. Vă mulțumesc frumos!